domnul Lucian Boia și de Gabriel Liceanu pentru lansarea celei mai recente apariții ale istoricului Lucian Boia, o carte lansată în această toamnă și devenită în doar două săptămâni bestseller. Ne întâlnim cu dumnealor pentru a vă vorbi despre această carte, Suveranii României, Monarhia, o soluție. Am să-l rog pe domnul Lucian Boia, pe domnul Gabriel Liceanu, să înceapă. Da, am să încep eu, pentru că autorul are totdeauna, e cireașca de pe tortă, nu? Și toată lumea îl așteaptă să vadă ce va spune uimitor, șocant și așa mai departe. Și fiind vorba de domnul Boia, totdeauna ne va șoca cu ce spune și scrie. Cred că ar trebui să spunem ceva despre Lucian Boia în orizontul culturii noastre din ultimii ani. Așa s-ar cuveni să începem. Nimeni n-a punctat în ultimii ani orizontul românești ca Lucian Boia. Câteva din cărțile lui au devenit cărțile cele mai vândute, cele mai râfnite ale publicului din România. De ce e România altfel? Sfârșitul Occidentului sau primul război mondial sau Balticul, apărut în vara acestui an, în primăvara acestui an, toate au fost cărți care l-au așezat pe Lucian Boia pe orbita celor mai citiți scriitori din România. Cum se explică, e prima întrebare, că un istoric poate să atragă atenția publicului așa cum de obicei nu o face decât un romancier, un literat? Cum, mai ales când noi suntem obișnuiți cu discursul istoricului de tip sever, care pur și simplu pune la punct cu detalii ultime diferite epoci ale unei istorii. Cărțile lui Lucian Boia, acestea din ultima parte de care vă vorbeam, cele care spuneau că au punctat orizontul cultural al României, sunt cărți scurte, eseuri, sunt scrise pe teme palpitante și sunt toate cărți de sinteză care pun la punct problemele cele mai fierbinți ale istoriei noastre. Normal că orice român vrea să știe de ce arată el în peisajul istoriei universale așa și nu altfel. Normal că orice român vrea să știe care e perspectiva regiunii, lumii în care trăiește. Dacă Occidentul are perspective, cum s-a născut, ce ne așteaptă ca parte a acestei părți a lumii? De ce toate aceste cărți au un succes atât de mare? Gândiți-vă cum arată în mod obișnuit discursul tradițional al istoricului. Este un discurs impersonal. Pe vremuri înainte de 90, toate titlurile cărților de istorie începeau cu unele contribuții la, ceea ce stârnea un apetit enorm ca să iei cartea să o citești, vă dați seama, pe când aici este vorba de cărți palpitante și scrise cu o condiție asumată a istoricului, care știe că este agentul unei cunoașteri de cu totul alt tip decât cunoașterea științifică a științelor naturale. Istoria nu este o știință precum astronomia, precum biologia, precum zoologia. Nu este o știință în care obiectivitatea să reușească să pună în paranteză total condiția autorului de individ, de om care scrie despre oameni. Ori istoricul, scriind în mod fatal despre noi înșine, încercând să refacă traiectoria unui obiect care este subiectul însuși al istoriei, omul în speță, va stârni în mod fatal reacții pasionale. Ori de ce? Pentru că, așa cum îi place domnului Boia să spună de fiecare dată, istoria este pe de o parte aceea pe care încearcă să o scrie istoricul ca o refacere a unui trecut cu distanță și cu obiectivitate, dar în același timp pentru fiecare cititor, istoria, orice subiect istoric, este o parte de reprezentare a lui despre acea
despre acel subiect. Într-un fel va privi un istoric detașat subiectul Transilvaniei, într-un alt fel îl va privi când va citi cartea un transilvanean. Într-un fel va citi un român, cititor simplu istoria României cu reprezentările pe care le are din școală, în alt fel le va scrie autorul care încearcă să dea deoparte miturile care ne-au fost inculcate prin cultura școlii. De asta cărțile Lucian Boia, în măsura în care autorul își asumă total inconfortul pe care îl creează discursul cu pretenții obiective față de cititorii pasionali, de aceea Lucian Boia este unul dintre cei mai controversați autori astăzi. Și acum vin la cartea despre care e vorba, Suveranii României, Monarhia, o soluție. Este dosarul monarhiei, spune Lucian Boia românești, adică 8 decenii de istoria României, între 1866 și 1947, istoria modernă a României, trecută prin filtrul regalității a monarhiei românești. Două fire există în această carte. Care a fost funcția monarhiei în această perioadă? Și doi, lucru care mie mi se pare pasionant cu totul, este galeria de portrete, efigiile monarhilor români, care sunt făcute cu o știință de, cum se spune, de aqua forte, impresionantă. Fiecare autor, deși cu toții avem o imagine despre regii României, mai puțin cei care îl confundă pe Carol I cu Frederic, cu Ferdinand, uitați, m-am olipsit, cu toții avem o imagine despre regii României, despre suverani. Boia, Lucian Boia, face aici un lucru foarte interesant. Încearcă să pună un accent care să-l individualizeze pe fiecare suveran român, dincolo de imaginea clișeizată pe care o avem despre el. Iată de pildă, Carol I este pus într-un registru al alterității. Este personajul care a acceptat funcția aceasta venind din afara țării și care a înțeles să-și o exercite de la nivelul unei, cum să-i spun, transcendențe aproape sociale. E personajul care simțea nevoia să stea în afara societății pe care o conduce pentru a fi perceput ca un individ care poate arbitra lucrurile dintr-un cer al istoriei și nu de la nivelul străzii. Toată lumea știe povestea lui Carol I, care îți dădea un dege, două sau trei, în funcție când îți întindea mâna, în funcție de cum îi trecea în momentul ăla lui prin cap sau ce fel de considerație avea pentru personalul celălalt. Nu înseamnă că era un arogant, un îngânfat, un antipatic, ci pur și simplu era un personaj care era conștient că joacă o funcție simbolică pe care a jucat-o ca niciunul altul în istoria României. Acest olimpianism al lui Carol I, plus funcția de creator de instituții, este cea pe care pune accentul Lucian Boia în portretul lui Carol. Ferdinand I este tratat în cuplu cu soția lui, cu Regina Maria, și l-aș numi binomul complementar. Binomul complementar pentru că erau două personaje cu adevărat diferite, care se împinau într-un mod interesant. Dacă ar fi să-i dăm un nume lui Ferdinand în stilul în care își botează francezii regii, ar trebui să-i spunem, după lectura cărții lui Lucian Boia, la capitolul cu pricina, Ferdinand cel nehotărât și leal. Era o capodoperă tipologică, pentru că era incapabil să indice o oră la care vrea să iasă din parc. Niciodată șoferul nu știa dacă la 5:30 regele va coborâ sau nu. De aici, ceea ce o simplă originalitate comportamentală, și până a lua o hotărâre istorică, era doar un pas. Nu putea să ia hotărâri, de niciun fel. Era un om de o inteligență ieșită din comun, de o cultură aparte, avea o cunoaștere a anturajului și a scenei istorice absolut excepționale și cu toate acestea, având toate elementele necesare pentru a lua o hotărâre, era incapabil să o ia. Exact pe dos era Regina Maria, o ființă al cărei voluntarism a marcat istoria României și care, în fond, a reușit să facă ceea ce soțul ei nu reușea.
Poate că domnul Boia o să vă spună mai multe în măsura în care jurnalul Reginei Maria a fost editat tot de dânsul anul acesta, în ce măsură își trebuia să-și mâne soțul la faptă și pe el și pe Carol la început. Carol de-al doilea este un personaj care deodată în viziunea lui Lucian Boia se mută puțin din imaginea clișeizată pe care o avem despre el. În timp ce pe unii dintre suverani Boia simte nevoia să-i coboare cu o treaptă de pe soclu pe care îl puseserăm noi, pe alții reușește să-i împingă mai sus decât imaginea noastră tradițională o făcea. Pentru noi, Carol este personajul care a ajuns la dictatură. Dacă am fi trăit noi dictaturile ulterioare, cum arăta dictatura lui Carol al doilea, ar fi fost bine. În orice caz, are o frază, pentru că Lucian Boia este un maestru al portretului, spune despre el, a avut cele mai mari calități și cele mai multe defecte. Avea o voință în exces, în același timp era cel mai luminat suveran pe care l-a avut România, cultura lui era absolut uimitoare. În clipa în care s-a dus să salute intrarea lui Blaga în Academie, și-a uluit asistența făcând o trecere în revista filozofiei cu Blaga în 20 de minute. Însă felul în care nouă ne apare astăzi, sau ne-a apărut de-a lungul istoriei, se explică poate și prin faptul că istoria a fost cel mai puțin clementă cu el. Adică a intrat într-un moment pe scena istoriei când lucrurile se încurcau rău în toată lumea și în toată Europa. Și în sfârșit, efigia lui Mihai I. Aici e foarte interesant pentru că Lucian Boia face o observație. Dacă Mihai I ar fi domnit, ar fi rămas regea României și nu ar fi trăit actul istoric al abdicării, ar fi fost suveranul cu cea mai lungă domnie din istoria speciei umane. Da? Astăzi ar fi avut 87 de ani de domnie. Da? Însă n-a fost să fie așa. A fost regele unei istorii ostile, cum spune tot autorul. A avut patru entități care l-au împiedicat să domnească. În primul rând, tatăl său, care l-a scos brutal de pe scenă când, după capriciile proprii, a revenit pe tron în anii 30. Pe urmă Antonescu, care l-a tratat ca pe o non-entitate. După cum știți, Mihai I a aflat de la radio că trupele române trecuseră Prutul. Apoi Stalin, mă rog, Uniunea Sovietică, și PCR-ul, care i-a cerut abdicarea împreună cu aliatul sovietic. Este un rege tragic, dar este în același timp, în portretistica pe care vă spuneam că o dezvoltă Lucian Boia în carte, în privința suveranilor, ar fi fost regele de tip scandinav, spune el. Așezat, calm, echilibrat, defensiv, ăsta este portretul pe care îl face lui Mihai I. Personal, regret felul în care a evoluat monarhia la noi sau reprezentanții monarhiei pe ultima sută de metri a istoriei pe care am trăit-o. E un subiect care merită discutat separat, este un simbol, cred eu, care a fost confiscat. Și care a fost confiscat urât, cu ajutorul unui anturaj care s-a folosit, cred, de bătrânețea suveranului. Bilanțul celor 8 decenii de monarhie. Bilanțul ăsta îl face Lucian Boia așa cum îi place să facă în cărțile lui, propunând un joc fictiv. Ce-ar fi fost dacă n-ar fi fost? Ce-ar fi fost dacă România n-ar fi avut suverani? Ce-ar fi fost dacă n-ar fi venit Carol I și nu s-ar fi declanșat linia de suveranitate pe care a cunoscut-o istoria modernă? Am fi avut, spune el, o istorie mai dezordonată,
România nu-și găsește punctul de echilibru interior fără repere exterioare. Și lucrul ăsta ar fi avut urmări grave asupra istoriei noastre. Ar fi domnit o discordie cuplată cu ineficiența și deja pe fondul levantin pe care a evoluat istoria noastră, vă imaginați ce s-ar fi întâmplat fără frâna asta ordonatoare a monarhiei. E foarte interesant ce spune autorul cărții, pe semne că am fi evoluat de la anarhia partidelor la dictatura cărzii de fier. Ăsta este lucru important. Regii României au reușit să țină în frâu orgoliile partidelor. Pentru că, nu numai noi bănuiesc, toate popoarele, în măsura în care nu cunosc arbitru, luptele politice între partide duc la dezastre și se termină cum s-au terminat în deceniul al patrulea al secolului trecut, cu dictaturi sau cu totalitarisme. Funcția pe care a avut-o monarhia așadar în țara noastră a fost una profund pozitivă. La sfârșit, pentru că domnul Boia este și un maestru al umorului, își pune problema ce se întâmplă dacă astăzi monarhia mai are, nu, că totuși monarhia o soluție, este un mod de a discuta șansele monarhiei azi în Europa, dar și în România. Și la un moment dat, și închei citându-vă această propoziție de un umor nebun, paragraful ăsta, între timp românii au mai descoperit un personaj regal și încă unul de marcă, prințul Charles al Marii Britanii. Prințul s-a îndrăgostit de România, mai precis de Transilvania, unde a cumpărat case și proprietăți. Să știți că sunt îngrozitor de modeste, le-am văzut și eu. Mă așteptam la case și proprietăți în niște gospodării țărănești din Ardeal, dintr-un sat, dintr-un fundul Ardealului, care arată destul de pre... unde a cumpărat case și proprietăți și unde își petrece în fiecare an câteva zile de vacanță. Suficient pentru a stârni interesul celor tentați de monarhie, dar dezamăgiți de Casa Regală a României. Între cuplul Margareta Radu Duda și prințul Charles, alegerea lor e făcută în favoarea ultimului. Mai rămâne doar ca Charles să rateze ascensiunea pe tronul Angliei, scenariul luat într-adevăr în considerare de mai multă vreme. I s-ar oferi atunci tronul vacant al României. Până și numele se potrivește, Carol al III-lea. Iar descendența e asigurată, nu prin William, destinat totuși să devină rege al Angliei, ci prin Harry, fiul cel mic. E de presupus că cei în cauză n-au însă nici cea mai mică idee de ce li se pregătește. România au o calitate, sunt imaginativi, și un defect, sunt prea imaginativi. Lucian Boia.